În perioada 20-31 octombrie va fi organizat recensământul populației și locuințelor. Sucevenii însă nu prea s-au înghesuit să se înscrie ca și recenzori. Drept dovadă, în ultima zi în care se puteau depune solicitările, încă se înregistra un deficit de 70 de lucrători pentru demersul statistic. Avem în evidență 451 de recenzori, ar mai fi necesar încă 70. Am dat sfoară în țară, inclusiv la direcția de șomaj, poate sunt oameni interesați care să vină să participe la acest recensământ. Condiții necesare, cerere de studii medii, telefon mobil să aibă, confidențialitate date declarate, să fie disponibil pe toată perioada și, sigur, să aibă cerere depusă la primărie. Cât se poate câștiga în această perioadă, deci este vorba de 11 zile care va dura efectiv recensământul, plus încă 3 zile de pregătire a formularilor, 3 sau chiar 4 zile, în total sunt 15 zile care vor fi plătite, cu câte 500.000 lei vechi pe zi, deci undeva 7.500.000 lei vechi pe total, din care după impozitare se rămâne cu 6.000.000 lei vechi. Recensământul populației și al locuințelor ce se va desfășura în luna octombrie 2011 își propune extinderea fondului de informații care să caracterizeze evoluția în timp a familiilor, respectiv a gospodăriilor. În acest fel vor putea fi descrise în viitor tendințele principale ale evoluției familiilor și gospodăriilor, din care să se desprindă prin studiu aspecte privind fenomenul de îmbătrânire a populației, creșterea gospodăriilor de persoane singure sau a familiilor monoparentale, evaluarea numărului și structurii generațiilor care conviețuiesc în cadrul familiei, structura familiilor după numărul de copii și cel al copiilor întreținuți, componența familiilor după relațiile de rudenie sau parentale, statutul femeilor în cadrul familiei, respectiv fenomenul migrației, în special al migrației temporare, la muncă în străinătate și altele. Ultimul recensământ al populației și locuințelor a avut loc în anul 2002.